formula sau promova proiecte de acte normative care încalcă standardele internaționale. Este vorba de mai multe avize ale Comisiei de la Veneția cu privire la independența, imparțialitatea și integritatea justiției. Practic, justiția română este considerată a fi sub asalt în momentul de față. Politicienii ar trebui să înceteze orice atac referitor la statul paralel și orice persoană care are semnale, informații despre abuzuri comise de magistrați nu are decât să sancționeze inspecția, să anunțe inspecția judiciară sau parchetul general. Dar să nu existe acuze din partea politicienilor cu privire la statul paralel. Nu suntem mai paralel decât suntem. Sunt două legi care deja au Voiculescu, Dragnea, cine?